Pacea Domnului Iisus să fie cu toți care o să vizioneze acest video. Este vorba despre o mărturie, e vorba despre o minune a lui Dumnezeu care a făcut în viața fratelui nostru, Ion. El a trecut frontiera în 1900, cât ai zis, fratele meu? 86. A trecut frontiera pe apă, pe Dunăre și practic nici n-a știut să noate. Fratele Ionel are toate detaliile, începem cu mărturia aceasta. Fratele Ionel are foarte multe mărturii despre cum a lucrat Dumnezeu în viața lui. Și acum să începem cu lucrările care le-a avut. Fratele Ionel, poți să ne spui cum, ce lucrări ai avut înainte de a pleca? Aș vrea să mărturisesc că în anul 1986 am plecat din România și am avut dorința să vin în America. Trebuia să plec în armată. Mi-a sosit ordinul de încorporare cu foaia de drum și înainte de asta m-am rugat Domnului și am cerut să văd dacă e planul și voia lui Dumnezeu să plec în America sau să stau în România să mă duc în armată. Și am fost la vase de lucru pe acolo prin zona Rădăuțului și m-au venit vreo 4 lucrări care în mare parte le țin în minte și acum, dar nu le spun detailat că mi-a luat prea mult timp. Bazat pe baza lucrării Duhului Sfânt, am plecat eu și cu un văr de-a meu de-a doilea, care se numește Petrică Robu, Pit Robu e numele lui, este în Detroit, Michigan, zona lui Detroit, și noi am fost plănuiți să plecăm 6 persoane, dar din 6 am plecat numai 2. Și Duhul Sfânt, înainte ca să plecăm, înainte să facem orice, ne-a spus Domnul prin Duhul Sfânt, și prin dar de vedenie ne-a spus că vom pleca numai 2 și numai 2 vor ajunge și m-a zis Domnul și de încercările care o să le am pe Dunăre. Eu știam că nu știu să not, că acolo noi la Iaslovăț, județul Suceava, era o apă mică și săpam așa cu lopețele, cu lețele, să facem noi o urboană, cum îi ziceam noi, să ne bălăcim acolo. N-am avut unde să învăț să not. Și știam că nu știu să învăț să not. Ne-am ajuns cu ajutorul Domnului, ne-am hotărât, am plecat eu și cu vărul ăsta meu de-a doilea am plecat, am prins trenul de la Suceava, am avut valiza făcută pentru armată cu toate cele necesare, am băgat-o sub pat la un prieten de-a nostru, Georgica Boicu, la Suceava avea garsonieră și ne-am îndreptat către Dunăre. Am mers până la București cu foaia de drum, de acolo la Herculane. De la Herculane am luat-o pe munte și pe creasta munților până la Dunăre. E prea mult să povestim cu deamănuntul. Rugăciuni, cum făceam atunci, și cântări. Și na, eram într-o stare, așa că aveam nevoie de ajutorul Dumnezeu. Am ajuns la Dunăre, în prima noapte n-am trecut. Acolo Dumnezeu ne-a păzit de un urs. Au fost până lângă noi acolo și noi am stat amândoi așa, eu și cu vărul meu, și ne-am rugat Domnul și Dumnezeu l-a îndepărtat. Ne-a păzit Domnul de grăniceri, am filat puțin terenul să vedem cum merge cu grăniceri. Treceau în jos 3 grăniceri pe uscat, pe șosea cu câinele, la jumătate de oră în jos și la jumătate de oră în sus. Și șalupa pe apă cu 2-3 grăniceri trecea la 20 de minute în jos, 20, deci se intercala, nu prea aveai cum să treci. Am trecut mai sus de porțele de fer, acolo unde este curba aia, așa, unde e cea mai lată Dunărea. Prima noapte n-am trecut, a doua noapte am sărit gardul ăla care era acolo la margine, am intrat în apă, am avut un sac de nailon cu noi, n-am avut cameră, n-am avut barcă, n-am avut colac de not, n-am avut GPS, n-am avut busolă, n-am avut nimic. Deci așa am plecat și am băgat toate hainele în sacul ăla de nailon, l-am umflat, l-am legat cu un șeret și Pito zis că ia el sacul să-mi fie mie mai ușor. Și am intrat în apă. Fraților, când am intrat în apă, el s-a dus deja, s-a depărtat de la mal. Eu dacă nu știam să not, că zicea să nu dau tare de mânci de în picioare ca să nu fac gărăgie, că venea grăniceri și ne împușca, ne omora. Și când am văzut că eu stau și rămân la marginea Dunării și el înaintează, am început să dau tare de mânci și de în picioare și sărea apa cât corea. Striga Pit la mine, bă, nu mai da așa tare de picioare că se aude. Dar acum am zis eu, mă, am intrat. No. Domnul a zis că ne dă izbăvire, ne dă biruință și m-am dus bazat pe lucrarea Duhului Sfânt. Până atunci aveam 20 de ani când am trecut. Am văzut lucrările minunilor lui Dumnezeu,
la rugăciuni în casă la noi cu tata și am fost bazat pe lucrarea Duhului Sfânt. Fraților, am trecut și când am ajuns până la jumătate, cum am ajuns la jumătate și un pic mai bine de jumătatea Dunării, trecuseră un șlep sârbesc pe partea sârbilor, au făcut valuri și atunci am dat tare de mânci din picioare și m-am obosit și până acolo de numai și atunci am oprins un cârcel la piciorul stâng, un cârcel așa cât un știulete de porumb, mi s-a înțepenit piciorul și n-am mai putut să mișc piciorul, spatele, am dat din mâini cât a putut și striga, mânec, ajutor! Și Pit de acolo, el era cu 10-15 metri mai în jos decât mine, că s-a dus puțin în scurgerea apei. Până nu striga, zice că vin grăniceri și ne împușcă. Nu mai striga, te rog, eu nu mai striga, zice că mă omor și pe mine. Și au venit și au notat în contra apei, au notat până când au ajuns la mine. Eu când mi-am dat drumul să mă nec, că nu mai aveam nicio putere, nici în mâini, nici în picioare, m-am oprit pe o grămadă de nisip, în mijlocul drumului, fraților. Așa am simțit eu că este nisip sub picioarele mele. Impresia a fost așa, bineînțeles. Știți? Dar n-a fost așa. Și am văzut toată viața mea atunci, de când m-am născut până atunci, am văzut-o ca și cum te-ai uitat la un televizor, și după aia au venit peste mine așa niște fiori, când mi-am dat drumul și m-am umplit pe grămada aia de nisip, au trecut niște fiori din vârful capului până în degetul picioarelor. Nu eram botezat nici în apă, nici cu Duhul Sfânt, dar cunoșteam pocăița că m-am născut într-o familie de oameni credincioși. Și fraților, a fost puterea lui Dumnezeu și am început să cânt o cântare care n-am cântat-o nici până atunci, nici de atunci încoace. Cerească, clar. Până când a venit Pit lângă mine și zice, vă, zice, dar cum stai tu așa în apă, nu dai nici de mâini, nici de picioare? Și a doua oară când m-au scuturat așa, bă, zice, tu nu-mi auzi. Zic, stau pe nisip, tu nu vezi că stau pe nisip? Și când am dat așa cu piciorul și am zis că stau pe nisip, s-a dus nisipul de sub picioarele mele. Dar prezența aia Duhului Sfânt și puterea aia și fiurea care a venit peste mine și era în mine, mi-a dat o putere, fraților, și mi-a dat o energie care nu pot să o explic prin cuvinte. Deci Pit a luat sacul, sacul s-a fost desumflat, deja era mult mai greu pentru el, s-a obosit foarte tare. Un prieten adevărat, vreau să spun, un prieten adevărat care a venit și nu m-a lăsat. A venit, a notat contra apei și a venit lângă mine și dacă muream eu, probabil că voia să moară și el. Și apreciez lucrul ăsta, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el, că acum are familie, copii, să-i binecuvinteze soția, copii și binecuvântarea Domnului Iisus să nu lipsească de peste el și casa lui. Și mi-aduc aminte că n-am avut parte, de când am plecat de țară, să am parte cu frații mei, cu surorile cu care m-am născut, cu tata, cu mama, dar am avut frați și surori în Domnul Iisus și Domnul Iisus totdeauna mi-a pregătit slăvit să fie el. Amin. Fraților, am început să-mi not după aia de acolo, de la jumătatea Dunării către sârbi și imediat, parcă cineva mi-a luat mâinile și le întindeam așa ușor. El are 2 metri, fratele Ionel, are 2 metri. Parcă le întindeam așa ușor și am înaintat și nu mai dădeam așa tare din picioare să sară apa. Ușor așa dădeam din picioare. Fraților, vă spun că în vreo câteva minute am fost pe partea elată și am plecat de pe malul românesc la 4 fără ceva și am ajuns la ora... La 5 și ceva sau la 6 și ceva am ajuns pe mare sărbesc. Atât au durat ca să notăm noi acolo. Și Dumnezeu e minunat că a închis urechile grăniciorilor să n-audă când am strigat eu, că răsuna ecoul ăla dintre munți de acolo de numai și le-a închis ochii să nu ne vadă, fraților și surorilor. E mare Dumnezeu și mare puterea Lui. În Iugoslavia am avut experiențe că în pușcărie, în lagăr Dumnezeu a fost cu noi, în camping a fost cu noi. După aia am venit aici în America, am ajuns în America, slăbit să fie Domnul la un neam de-a nostru, Ionică Bonariu, avea 13 copii și de la el de acolo niște frați din Pennsylvania, atunci era păstor fratele Mangeac Ștefan, Domnul să-l binecuvinteze, că nu mai am numărul lui de ani de zile, cu soția lui, sora Margareta Mangeac, diaconița bisericii, era păstor. Mai menționez asta și gata. Vreau să spun așa, că Dumnezeu totdeauna când vorbește, lucrează. Slăvit să fie El. Amin. Prin Duhul Sfânt și am văzut minunea Dumnezeu și ajutorul care ne l-a acordat. Eu rețin o chestie. Da. Iată-mă că te întreb. Acolo când v-ați trecut frontiera și ați intrat pe malul sârbesc,
Știu că ați avut probleme cu pământul, că nu putea să urcați sus. Da, acolo, da, uite, am uitat să menționez asta. Când am ajuns acolo, deci prietenul ăsta, Ticu, verișorul ăsta meu, a ajuns după mine și deja era slăit de putere. Eu primiserăm puterea aia prin Duhul Sfânt și m-am dus așa printre stâncele alea, foarte alunecoasă, bolovanii aia mari, m-am dus și l-am ajutat să ajungă și el la mal, am luat sacul ăla și când să ne urcăm, fraților, era așa săpat sub mal cumva și era malul deasupra și n-aveai cum să te duci mai în jos, trebuia să mă scoate mult, de paranteză. Da. Și, fraților, s-a urcat el pe umărul meu cu ajutorul Domnului, că eu sunt înalt de vreo 2 metri și el înalt, aproape cât mine de înalt. Și s-a urcat pe umăr și încet ce l-am împins de picioare, s-a prins cu mâinile de mal și s-a urcat pe mal. Și după aia încet m-am urcat și eu, fraților, și m-am prins, era un copăcel, o creangă așa era acolo, m-am prins de ea, s-a rupt aia și s-a rupt buza de mal de pământ, dar cu ajutorul Domnului, cu ajutorul ăsta și eu m-am urcat sus și am reușit să mă urc. Și după aia, după ce ne-am urcat, eram foarte obosiți că pe data de 2 am plecat de acasă și pe data de 5 înspre 6 am trecut Dunărea, ni se terminaseră mâncarea, apa și toate, e prea mult așa să mărturisesc, ia prea mult timp. Și atunci ne-am pus acolo, am intrat puțin în pădure și ne-am pus amândoi unul lângă altul pe spate și să ne odihnim puțin. Fraților, când ne-am trezit, a dormit vreo 2-3 ore, când ne-am trezit deja era soarele sus și în jurul nostru, așa, la o distanță de vreo 5 metri de noi, erau numai urme de bocanci militari. Deci militari care au fost acolo, dar Dumnezeu le-a închis ochii și nu ne-au văzut, fraților. Erau atât urme în jurul nostru, dar către noi, până lângă noi, nu era nicio urmă. Și Dumnezeu a fost cu noi în pușcărie, a fost cu noi în lagăr, a fost cu noi în camping, e mult de mărturisit, vreau să mărturisesc că am ajuns aici în America prin niște frați care aveau 13 copii, fratele ăsta din București, Mangeac Ștefan, am stat acasă la el, eu și cu 3 verișori de-a mei, spuneam că stăm în foișor, partea de sus acolo, am făcut 2 camere și stăteam, deci unde erau 13 copii, o mai încăput încă 2. Dumnezeu a purtat de grijă întotdeauna. Dumnezeu a purtat de grijă și ce vreau să menționez, că sunt oameni care seamănă cu adevărat cu Domnul Iisus, deci în a face bine, în a ridica, în a ajuta și în a îndrepta sufletul omului către Dumnezeu. Dumnezeu să fie lăudat și să fie de bine. Minuni mari ce a făcut Dumnezeu. Efectiv, noi putem să le spunem că sunt minuni. Nu mai sunt mărturii, sunt minuni. Aceasta este o mărturie a lui fratele Ionel. Este vorba despre o fetiță care a fost pe moarte, deci era chiar moartă, nu, fratele Ionel? Spunea doctorul că i s-a descompus creierul. Așa, deci creierul nu mai avea nicio putere, era totul descompus aproape, n-avea nicio șansă de trăi. Și acum lăsăm pe fratele Ionel să vedeți ce lucrări face Duhul Sfânt prin învierea morților sau cei bolnavi, exact cum a făcut cu Lazar. Lazar ieși afară. Acolo tot puterea Duhului Sfânt prin Domnul Iisus a făcut lucrarea aceea. Și aici, astăzi, tot Duhul Sfânt lucrează împreună cu oamenii care cred, cu adevărat care cred. Aici o să vedem în mărturie asta credința lui fratele Ionel, care practic s-a văzut clar, au rămas și doctorii uimiți cum de s-a întâmplat această minune. Dar minunea o face numai Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt. Slăviți să fie Domnul Iisus. Prin 94 m-am rugătit, în 95 m-am făcut nunta cu ajutorul Domnului, prin februarie. După aia Dumnezeu mi-a dăruit 5 copilași, 3 fetițe și 2 băieți. Domnul Iisus să fie lăudat. Amin. Și a doua fetiță, pe nume Linuța, s-a îmbolnăvit. Din cauza la niște vaccine s-a îmbolnăvit, a ajuns în comă și doctorii spunea că i s-a descompus creierul și trăia numai pe baza aparatelor ce era pe ea. Niște aparate care îi ținea inima să bată și trecuseră mult timp, nota de plată ajunseseră la vreo 1.200.000 și ceva de mii de dolari pe vremea aia, atunci erau mulți bani și acum sunt foarte mulți bani. Eu nu aveam asigurare, nu aveam cum să plătesc, m-a întrebat doctorul spitalului, zic eu n-am cum să plătesc așa și încercat să ne convingă pe mine și soția mea să dăm semnătură, să o scoată de pe aparatura aia.
Și eu n-am vrut să dau semnătură, nici soția mea n-a vrut să dea semnătură, dar într-un târziu, după mult timp, s-au rugat frați, s-au rugat biserici, ori fost frați cu daruri acolo, s-au rugat pătruia, mărturisit și ne-a rugat Domnului și Dumnezeu nu știu de ce nu a făcut lucrarea asta, dar totuși Duhul Sfânt mi-a vorbit că Dumnezeu îi dă viață și va da vindecare, slăviți să fie Domnul. Și eu așa tare m-am ținut de lucrarea aia. Și m-am ținut de mâna Domnului Iisus cu credința, Doamne, Tu ai vorbit, am văzut minunile Tale în viața mea, Doamne, și cred că poți să faci. Și atunci a venit să răm din cursă, eram foarte obosit și era o comisie de vreo 6 doctori și aștepta să dau semnătură. Și le-am vorbit despre minunile care le-am văzut în viața mea, cum Dumnezeu l-a vindecat pe tata, cum a făcut Dumnezeu atâtea minuni care le-am văzut, cum a vindecat orogul și multe alte minuni, cum am trecut granița și Dumnezeu m-a ajutat să trec și nu m-am înnecat și n-am știut să înnot și am trecut o apă foarte mare, le-am mărturisit. Și am spus așa, dați-mi voie să intru să mă rog pentru fetiță, că știu că Dumnezeu poate să o vindece și poate să o aducă la viață. Și dacă Dumnezeu vrea să o țină cu viață, să nu aibă urmări, Dumnezeu să facă să trezească din comă și măcar de 3 ori să ridice căpuțul sus. S-a uitat unul la altul doctor și o doctoriță de acolo, erau 5 doctori și o doctoriță. Era o doctoriță mai tânără și foarte orgolioasă, mândră și nebunatică așa în prezența ei. Și s-a uitat la mine și zice, haideți să plecăm, zice că Mr. Coca, zice, îi tare de cap, zice, el nu înțelege că fetița asta nu mai are nicio șansă, că pur și simplu e moarte. Deci m-a spus așa pur și simplu în față. Și m-am uitat la ea și am spus așa, zic, mulțumesc frumos, i-am spus pe engleză, mulțumesc frumos, zic, sunt foarte tare de cap, zic, dar capul ăsta care îl vezi pe umerii mei, ăsta se încrede într-un doctor care e doctorul doctorilor, care nu a fost ca el, nu este și nu va fi vreodată. În veci, veci, veci. Și zic, voi ca doctor cu pregătirea voastră ați făcut ce ați putut voi și ce ați avut în înțelepciunea voastră, în cunoștința voastră și mulțumesc mult din inimă și apreciez și Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Nu știu câți dintre voi cred în Domnul Iisus, dar eu spun de toate la Domnul Iisus să vă binecuvinteze, dar cred că Dumnezeu poate face o minune chiar astăzi. Și atunci, ziua aia mai devreme, a fost acolo o soră care are avas de lucru și a avut o vedenie și a zis, frate Ionică, am văzut o vedenie, am văzut pe Domnul Iisus cum a venit la picioarele fetiței și s-a atins cu degetul de picioarele ei și a zis exact cum scrie în Scriptură, Talita Cumi. Și aia înseamnă, fetițo, trezește-te, scoală-te. Și bazat și pe vedenia asta, am avut așa. A prins curaj. Am vorbit și cu credință. Doctorul și a spus, eu intru și mă rog pe treia. Și un doctor mai vârstă, mai așa de după umăr, de după cap și zice, ok, zice Mr. Coca, dar dacă te rogi pe treia, zice să nu fie lung și zice după aia semnătură, dai semnătură. Zic, nu știu, zic, poate că o să dau, dar eu cred că Dumnezeu poate să o ridice acum din cum. Și fraților, am intrat acolo în salon, m-am rugat pentru ea. Și să fiu sincer, nu m-am rugat așa cu credință, cum mă rugam de alte dăți când mergeam cu alții. Erai dezamăgit un pic. Eram așa, adică da, și am început să mă rog așa, numai buzele le mișcam și mă rugam așa, să nu mai urda aceea. Și Doamne Iisuse, dacă Tu ai lăsat fetița asta în familia mea, Doamne, și știu, și Dumnezeu mi-a spus motivul de care a îngăduit fetița. De ce a îngăduit fetița acolo? Și am rezolvat treaba cu mărturisire, cu rugăciune, cu o zi de post. N-am ținut 7 zile și nici 10 zile. O zi de post. Că am ținut și Dumnezeu, am știut că El poate să vină ce față. Și m-am rugat și cum mă rugam așa pentru fetiță, ea era aici așa în fața mea și mai încolo după ușă, după geamul de sticle și ușa aia pe hol, erau doctori acolo și se uita la mine. Și mă uitam la fetiță și am văzut cum mișcă buzuțele. Era atât numai apărătură pe ea, era albă ca barul, cum era să fie în cumă de atâta mare de vreme. Și frații au văzut că mișcă buzele și au deschis puțin ochișorii. După aia s-a repetat a doua oară. O deschis și au mișcat buzele ca și cum ar vrea să vorbească și s-a uitat cu ochișorii așa la mine. Atunci de-abia am început să prind putere în mine. Atunci au trecut fiori prin mine, fraților, și m-a prins așa de fărți și nu știu, am avut așa o clipă de, Doamne, oare visez, oare am o vedenie sau este realitate? Se întâmplă, știți? Și când văd a treia oară, au deschis ochișorii, au rămas deschiși și au ridicat puțin căpuțul. Au ridicat
Când au ridicat a treia oară căpuțul sus petița, ductele au observat acolo de pe hol și unul câte unul toți au intrat și care au mai fost pe hol acolo, au intrat în salon fraților. De șapte ori s-au ridicat fetița și a șaptea oară singură s-au ridicat în funduleț și au stat așa și s-au ținut de gărduț mărit să fie Domnul. Și atunci așa au trecut o putere privire și aș fi sărit cât era tavanul ăla de înalt și zicea praise the Lord, praise God, mulțumesc, proslăvit, reamărit să fie Domnul Iisus, slăvit să... O rămas o mărturie pentru doctori de acolo. Ei au făcut tot felul de radiografii și investigații și după 2-3 zile fetița a ieșit afară de spital. Avea atunci între 2 ani jumate și 3 ani, acum are vreo 27 de ani. Fetița nu mai a avut probleme niciodată, e sănătoasă, a făcut college, a făcut facultatea. Fraților, îi mare, mare Dumnezeu, Dumnezeu, să știți. Mare este Dumnezeu. Mare Dumnezeu. Toată credința și nădejdea noastră să fie într-un Dumnezeu care lucrează și în ziua de astăzi. Și în orice. Slăviți să fie numele Lui. Amin, amin. Am uitat să menționez. Unul dintre doctori, doctorul ăla mai bătrân ce m-a prins așa după cap, a zis, Mr. John, zice, ăsta este un miracol de la Dumnezeu. Așa a zis doctorul. Nu. Pentru asta a îngăduit Domnul ca să vadă chiar și doctorii. Exact ca și la Lazar. Cine a crezut că Lazar mai poate fi după 4 zile de moarte, mort să fie de 4 zile, cine a mai putut a crede că Lazar mai iese în viață, în realitate, în viața noastră de aici, de pe pământ? N-a mai crezut nimeni. Dar Domnul spune clar, el intenționat a zăbovit ca să intre el deja în putrefacție, să miroasă, ca să nu poată nimeni să spună, nu a fost, decât probabil că a fost, eu știu, amețit, a fost în comă, să dispară dubiile din astea din oameni. Dumnezeu, deci Domnul Iisus, a întârziat intenționat ca să intre Lazar în miros. Și atunci a venit și el. Și s-a văzut puterea lui Mărise. Domnul să fie onorat că așa a înviat și pe fetița lui. Și avem aici alt frate, Ovidiu Teodorescu, care la fel a înviat copilul lui Dumnezeu. A fost înnecat în bazin timp de 45 de minute. Creierul lui n-a funcționat și el a fost declarat mort, copilul ăla. Clar, și Dumnezeu l-a înviat la fel ca și fetița lui fratele meu. Din mărturiile lui frate Ion Coca, el a avut și are încă mai mulți frați, dar un frate din el a fost în Israel și de acolo a avut niște probleme la care cineva din cei răi l-a omorât și a fost trimis acasă în România, în Coșuc, dar l-a văzut și de acolo au pornit niște urmări care s-a întâmplat în viața lui fratele Ionel. El fiind sportiv la viața lui, el a făcut pregătire lupte libere, a făcut mai multe pregătiri, el toată viața practic în tinerețe a fost foarte activ în lupte din astea și peste tot s-a băgat. Iarăși, când a venit vremea ca să vadă ce înseamnă luptele astea, s-a întâlnit cu un om care avea armă cu el și putea să fie împușcat pe loc, fratele Ionel. Deci să lăsăm pe fratele Ionel să spună ce înseamnă apărarea lui Dumnezeu în mare putere, mult mai mare și mult mai importantă decât luptele noastre, caratele noastre, sau putem să știm tot felul de lupte și de pregătire. Când vrea diavolul să vină să ne atace, el vine cu armele lui și noi nu mai putem face nimic cu toate pregătirile noastre. Apărarea noastră și paza este numai în mâinile Domnului Iisus Hristos și în îngerii lui care îl trimite lângă noi. Aici e vorba despre un înger al Domnului care a fost chiar lângă fratele Ionel în trac, în tir. Să ne spună fratele Ionel cum a fost, pe scurt, toată povestea. Deci, prin 98, unul dintre frații mei, ăsta era geamăn cu sora mea Anișoara, mai avea vreo câteva zile, vreo 6 zile și împlinea 28 de ani. Și nu știu exact care a fost motivul, dar s-a întâmplat că a fost ucis, omorât în statul Israel. L-am adus în România cu un avion cu cargo, au fost cheltuieli mari, am chemat acolo criminalistica, pe toți ăștia de la care s-au medicul legist și așa mai departe. Și înainte ca să se întâmple să fie omorât, eu vorbeam cu el la telefon și mi-a spus că un patron de-a lui are să-i dea foarte mulți bani și nu poate scoate banii de la el și probabil că de acolo i s-a întâmplat. Și am spus așa, pe el chema Avram Cezar. Avram, tu să ai o poză făcută cu tine și o scrisoare cu vreo câteva rânduri la un prieten de-a tău de încredere. Tu vorbești cu el în fiecare zi.
dimineața și seara. Și dacă se întâmplă că odată nu mai vorbești cu el dimineața sau seara, ăla să-mi pună plicul meu la overnight, știi? Peste la express, peste noapte. Și eu când primesc plicul ăla, eu știu că tu ești în probleme și vin acolo și te caut să văd poate ce pot să rezolv și așa mai departe. Deci am avut o înțelegere între mine și el și o parolă care discret, nu adică pot să spun la nimic. O înțelegere mai secretă. Da. Vorbeam cu el în fiecare zi și într-un moment nu mai răspuns la telefon. Nici el nu m-a sunat, eu l-am sunat, nu mai răspuns. L-am sunat de multe ori în ziua aia, nu. A doua zi, nu. Și atunci m-am pregătit să mă duc în Israel. Și mi-a venit lucrare printr-un vas de lucru și au spus și au avut și vedenia. Am văzut cum ai plecat pe un drum și în urma ta, zice, când ai plecat și ai intrat acolo, s-a pus o barieră neagră, zice, și s-a făcut un întuneric complet negru și nu te-am mai văzut să ieși înapoi de acolo. Zice, nu-i voia Domnului să mergi pe drumul ăsta, că îți va cauza moartea. Și stăteam și mă gândeam așa și cu toate astea nu am fost în Israel, nu m-am dus atunci, că eu deja eram mort. M-am dus la România, am aflat după aia, către seară, după ce au fost lucrurile astea, am aflat că el a murit și a fost omorât și l-au găsit omorât în oraș acolo în Israel. L-am adus la România, au fost înmormântare și toate au fost lucrări. Când am venit înapoi, am plecat în cursă și m-am oprit, eram cu un upitar care acum a trecut la Domnul, eram în aceeași parcare și am oprit în parcarea aia. Deci aici se petrecea în Statele Unite. În America, Unite. Când am venit apoi în America. El a fost, un pic, da, frate Ionel, el a fost fratele Ionel din America la mormântarea la fratele lui în România. Da. Apoi el s-a întors înapoi în țară aici la noi în America și da. Și-au continuat lucrul cu tracul în continuare. Și apoi urmează ce spune el. Da, și înainte să plec în România, am primit mai multe telefoane și nu știam de la cine sunt, m-a întrebat numele, m-a întrebat câți frați am și multe informații din asta. Eu nu știu de ce și pentru ce mă întreabă, dar ei au aflat pentru că au văzut că am sunat la numărul ăla de telefon, probabil, de aia au văzut de unde am sunat. Asta era o mafie, dragii mei, ca să înțelegem cu toții, era o mafie care l-a omorât pe fratele lui și acum vrea să-l omoare și pe fratele lui. Da, și persoana respectivă a venit și a intrat în vorbă cu mine, cum mă numesc, unde sunt, ce eram în America, Am înțeles, dar unde erai oprit? Eram prin statul Indiana. La ce? La resterea, stat... nu, la resterea. Deci era la o parcare. La o parcare, oarecare. De tiruri, o parcare de tiruri, da. Și mai puțin, două, trei parcări mai în jos, era altul român care eram prieten cu el, că eram amândoi împreună, veneam către casă, da, știi? Da, da. Și el a văzut că stau de vorbă cu cineva. Ăla era înalt cam până la omul la mine. Eu am vreo 2 metri înalt. Persoana care a venit la el să vorbească cu el. Era îmbrăcat așa foarte, ca un ministru era îmbrăcat și avea o prezență așa foarte, foarte autoritară. Și atletă, dar foarte, foarte autoritară. Și m-am uitat așa la el și l-am întrebat, zic, dar de ce mă întrebe atâtea întrebări și asta, știi? L-am întrebat, și cum îl cheamă, câți frații are? Da, m-am întrebat. Unde-s frații tăi? Da, unde-s frații mei, pe unde lucrează, pe ce țări, nu știu ce, dacă am avut frate acolo, știi? Ei vor vrea să coleagă să-i fie sigur de el. Da, am avut frate în Israel, a fost omorât, dar care, zic, nu știu care e cauza, nu știu, știi? Ai vorbit cu el, zice, în ultimul timp, înainte să fie omorât, zic, nu prea am vorbit. Am sunat, zic, dar nu a răspuns nimeni la telefon. Și când am vorbit cu el, zice, dar ce, s-a spus ceva, ce? Nu m-a spus nimic, zic, nu știu, ce s-a spus, trebuia să-mi spună ceva, zic, noi ne-am salutat așa, ca frat și asta, știi? Și atunci el îmi spune, m-a mai întrebat vreo câteva întrebări și îmi spune așa, zice, domnule, zice, eu am fost trimis ca să te reduc la tăcere, zice, să-ți iau viața. E prima dată, zice, în an de experiență care am avut, zice, n-am avut niciun caz negativ până acum. Deci tot a curățat. Tot a curățat. Tot a umărat. E prima dată când mi se întâmplă în viața mea, zice, că nu pot să-ți fac niciun rău, nu zice. Putea să-l împuște pe că dacă aș încerca, zice, să-ți fac vreun rău, zice, vreau să spun lucrul ăsta, zice, barigardul tău care e lângă tine, zice, eu am o pregătire foarte mare, zice, și foarte specială. Și eu am văzut în prezența lui, am văzut pregătirea. Pentru că și fratele Ionel este și el pregătit, dar nu ca celălalt. Eu am avut frață, am făcut în România lupte libere, am făcut autoparare amestecată cu jiu-jitsu, prin Reșița, prin Timișoara, am făcut aici în America vreo 7 ani. Când era tânăr, bineînțeles, era eram tânăr, până la 20, 21, 22 de ani, 23 poate. Dar frații mei,
nu m-a ajutat absolut cu nimic. Eu când mă uitam în ochii la bărbatul ăsta, știam că la o fracțiune de secundă mă termină. Deci el se ducea la mașină, bărbatul ăsta venea înapoi supărat, se ducea să ia pistolul, iar venea înapoi fără pistol. Și nu putea să-l omoare. A venit la mine și mi-a spus așa, zice, barigardul care este lângă tine, zice, are o prezență, zice, și o autoritate în privirea lui, că dacă aș încerca să-ți fac rău, numai din privire, zice, m-ar nenoroci. M-ar omorâ. Da. Și atunci s-a întors și a dat haina așa într-o parte și s-a întors în special expre ca să-i văd pistolul. Și am văzut pistolul aici, la spate, fraților. Știi? Și n-a putut. O dat mâna cu mine și zice, have a good life, adică să ai o viață bună. O viață bună. Sedentară, bună. Viață plăcută. M-a urat să am viață în continuare. Da. Deci el putea să vroia normal să mă moare, dar Dumnezeu nu l-a îngăduit, frate. Și vreau să spun pentru mulți tine. Dar tu n-ai crezut. Eu nu. Atunci n-am știut. El râdea, practic. Eu m-am uitat în stânga. El n-a văzut nimic, nici în stânga, nici în dreapta. M-am uitat în stânga, m-am uitat. Care e bodyguard? Cine e bodyguard? Probabil că se întreba. Și prietenul ăsta meu, am văzut că am stat de vorbă cu cineva. Și m-a întrebat și i-am spus. Bă, Ioane, că el așa îmi zicea, Ioane. Bă, Ioane, zice, tu știi, bă, cine a fost ăla? Zice, bă, nu știu cine a fost. Nu, mă, ăla care sta de vorbă cu tine. Zice, barigardul ăla. Bă, eu nu știu, că n-am văzut niciun barigard. Zic, ăla cred că o luat o iure. Bă, zice, ăla a fost îngerul Domnului care te-a păzit. Cu adevărat. Îngerul Domnului. Cu adevărat. Putea să te împuște, bă, zice, să te omoare. Și a venit și a mărturisit la cercul de rugăciune la Detroit și așa m-au spus și frații mai vârste, zice Dumnezeu. Cine e? Când mi-ai spus prima dată, eu așa am zis, clar. De la moarte. Acum, și ce vreau să menționez, fraților, asta și gata, închei. Deci, îmi pare rău pentru timpul care l-am pierdut în viața mea cu antrenamente, îmi pare rău pentru pierderea de timp, că în viața mea m-a plăcut să cânt, m-a plăcut să învăț poezii, m-a plăcut să învăț psalmi și pasaje de Biblie, dar nu a fost de ajuns, frații mei, nu a fost de ajuns, pentru că vreo câteva ore pe săptămână îmi pierdeam cu antrenamentele și cu lucrurile astea slabe și nu mă ajută absolut nimic, nu m-a ajutat și nu mă ajută, că dacă n-ar fi Dumnezeu cu îngerii lui păsturi în jurul tău să te ocrotească, să te păzească, să nu faci tu toate pregătirile din lume. Așa e. Și slăvit să fie Domnul. Vreau să spun pentru mulți tineri care sunt credincioși în special și se duc la sală și trag de fiare și vor să arate bine și asta. Cel mai frumos și minunat este să arăți bine în omul dinăuntru. Timpul ăla să-l petreci pe genunchi în rugăciune. Cea mai mare valoare. Vă spun, fraților, din experiența mea, pentru că o trec cu timpul atât de repede și sunt acum la 58 de ani și sunt așa prin niște filiere ale durerilor. Da. Că dar Dumnezeu m-a avut în planul de mântuire, fraților, și nu mi-ajută la nimic. Corect. Puterea mea ce am avut-o, antrenamentele mele și pierderea de timp, nu vă ajută absolut la nimic. Tinerețea voastră și viața voastră și timpul vostru, dedicați-l Domnului Iisus Hristos. Încântare, rugăciune, la cercul de rugăciune, la evanghelizare, la Domn de veghe, l-a ajutat pe cei săraci, pentru că cea mai minunată și singura religiune curată și adevărată, Domnul Iisus spune cu cuvintele Lui că este să cercetezi pe orfani și pe vădăvă necazurile lor. Amin. Domnul Iisus să ne ajute pe toți. Amin. Să fiți binecuvântați de El. Pace.